Galeriile de artă Ion Andreescu sunt gazda unei expoziții excepționale de pictură realizată de familia de artiști plastici Anca Mihaela și Oprea Pioară. Cele aproximativ 100 de lucrări care alcătuiesc expoziția Confesiuni cromatice pot fi văzute la sala etaj a galeriilor. Mă bucur că au reușit să aducă aici în fața noastră, în primul rând, a vizitatorilor, dar a colegilor din filială și în egală măsură a celor care vor dori să și achiziționeze lucrările familiei Pioară, spuneam, au adus aici câte ceva din sufletul lor, câte ceva din preocupările lor, câte ceva din, aș spune eu, sensibilitatea unui artist care, iată, este, aș spune eu, puternic angrenat într-o activitate foarte, foarte dificilă. Vă rog să mă credeți că fac și eu de ceva vreme, din 1980, pictură bisericească și știu ce înseamnă și atât restaurarea, cât și pictura din nou. Cei doi soți au pictat până acum în 39 de biserici. Am pictat biserici de 2000-2500 de metri pătrați. Asta înseamnă 2 km de frescă, de pictură, practic, o pinacotecă întreagă pe care, dacă o lucrezi conștiincios, de stăpânești foarte bine tehnica freșei, poate să te reprezinte câteva sute de ani. Avem exemplu la Muntele Atos, avem fresce din perioada lui Panselin, lui Teofan Cretanu, perioada din zona Moldovei, bisericii din Nordul Moldovei, pictură exterioară. Deci au fost picturi atât foarte credincioși și, în al doilea rând, cunoșteau foarte bine tehnica. Faptul că familia Pioară vine în fața noastră, în fața publicului buzoian, cu o serie întreagă de lucrări, de exemple, de fotografii, de postere, care exemplifică ceea ce am spus eu până acum, și anume, spuneam, această activitate complexă în aceea de a decora o biserică, un spațiu, spuneam, sacru. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, o știință a compoziției, o știință a decorației, a decorării spațiului arhitectural. Înainte de a intra în canoanele picturii bizantine, care, într-adevăr, niște reguli foarte stricte și care se desfășoară cumva, dacă vreți, fără public. Pictura de șevalet înseamnă pentru cei doi artiști o perioadă de relaxare între lucrările la biserici sau pentru anotimpul rece și reoferă ocazia de a experimenta diferite tehnici de pictură, dar și studii în creion. Pictura noastră, adică munca noastră de viață, este în biserici. Ce timp ne mai rămâne, ne ocupăm de pictura de șevalet, pictura decorativă, pictura de suflet, care de multe ori le facem pentru noi, practic, personale, să rămână pentru copii și așa mai departe. Dar ne face plăcere, împreună cu soția, să lucrăm și pictură de șevalet, diferite tehnici, care ne bucură, ne relaxează, în primul rând, și datorită faptului că putem expune în galeriile unui artiștilor plastici, acum fiind membre aici la titularizați la Buzău, cunoscută-vă domnul președinte, consider că și pe viitor vom colabora cu colegii noștri de aici, expoziții de grup, expoziții care, când se vor organiza, suntem pregătiți să participăm. Cei doi artiști deveniți de curând membri ai filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici din România au ales să verniseze prima lor expoziție personală la Buzău. Își doresc de asemenea ca în viitorul apropiat să poată deschide o expoziție doar cu icoane de mari dimensiuni executate în cele două stiluri practicate, grecesc sau rusesc. Expoziția Confesiuni cromatice va sta pe simezele galeriilor de artă timp de 3 săptămâni și va putea fi vizitată gratuit.